generația de astăzi nu mai are capul pe limba română, deci are capul pe băutură, țigări și tot ce... Te întreb dacă știi care sunt vecinii români, atât. Păi, nu știu. Măcar câțiva. Câțiva vecini. Germania, țările... Una, mai spunem două. Mai spunem doi. Italia. Italia unde e vecină cu România? La sud, la vest? Nu știu. Și Germania? Nu știu. Atât te mai întreb. Unde ai învățat că ăștia sunt vecinii României? La școală. La școală ai învățat? Da. Germania, Franța, Italia și încă unul ne mai trebuie ca să avem patru vecini. Austria. Austria. Că ești copilul de față, dacă știți că îți fac 1 plus 1 ori 2. 4. Cum ați făcut, doamnă? 1 plus 1, 2. 2 ori 2, 4. Așa ați făcut? Da. Vi se pare grea întrebarea? Nu. Videochat-ul ăsta. Suntem aici, suntem campion mondial la videochat. Da, păi toată lumea e videochat. E bine, nu... Face, lasă-mă să ia bani, trebuie să facă ceva. Nu e rău că suntem campion mondial. Nu e rău, ce dacă se zbreacă o femeie în fața la americani? A plecat, domnul, vrea să-l întrebi pe el. Bun, deci videochat-ul ăsta nu e așa rău cum... E pentru femei, că n-ai văzut niciun bărbat în pula goală acolo. Da. Păi și cu asta se ocupă tinerii noștri. Da, domnule, dar n-ar... În primul rând nu învață nimeni. Nu mai învață. Copiii nu învață, nimeni nu mai învață. Meserii pula, nu mai are niciun. Orice tot stai simplu, nu? Da, bă, și-a luat banul. Vine la ea, scoalea bani. N-ai văzut acum 3 zile la televizor. Da. V-a plăcut școala? Mi-a plăcut și nu prea, sincer să vă spun. Mai avem și alții, nu știu, să spunem artiști de, sau el ar fi cam cel mai bun? Eu zic că despre frumos, să zic cel mai... El e pe primul loc. La primul loc. Mai spuneți-mi, vă rog, unul care vă place, care ar fi pe locul 2? Liviu Goță. Cât fac 1 plus 1 ori 2? 1 plus 1 ori 2, 4. Cum ai făcut? Păi 1 plus 1 ori 2 și cu 2 ori 2, 4. Așa se face? Da, cum? Ajută la ceva cititul? Nu. Așa repede, de ce? Păi pe mine cu ce mă ajută? Pe timpurile noastre, când eram și eu tânără, toți eram mai respectoși. Dar acum nu mai sunt. Și nu-și poartă nici prestigiu față de lume, de conștiința lui. Planeta noastră se mai numește Planeta Albastră. Și vreau să mă întreb de ce credeți, de unde vine albastru ăsta? De ce Planeta Albastră? Nu știu, că arătați și la televizor treaba asta. Citești că nu ne ajută sau că nu-ți place, ca să înțeleg exact? Poftim? Nu citești că nu te ajută sau că nu-ți place? Adică eu citesc așa de fără nume, dar nu-mi place așa să iau cărțile și să mă uit în ele să citesc toată ziua. Manele e foarte frumoase, foarte bine ascultate, foarte bine. Deci e plăcut, e... Dumneavoastră vă plac manele? Da. De ce? Pentru așa e făcut, așa este normal. Ce vă place la Manea? Mesajul sau ce apreciați? Ce apreciez la orice fel de muzică, orice fel de... Aveți vreun manelist preferat? Da, manelist preferat. E mulți. E Plece, Nicolae Guță. Ziua de astăzi. Spuneți-mi dumneavoastră ce idole aveți din România. Ce idole? Nu știu exact să vă zic. Reintroducerea, reintroducerea uniformelor în școală. Cum vedeți lucrul ăsta? E o idee bună, e o idee rea? E o idee bună, exact. Idee bună. Da, clar. Uniformele să fie puse pe noi în școală, în școli. De ce? Pentru că așa și trebuie, că dacă toți suntem elevi, trebuie să fim în continuare. Așa ar fi mai mulți, cum să zic, Guță, Liviu Guță și Sorinel, copilul de aur, creează petrecere. Da. Te face să te simți bine, te scoate din stări depresive. Este greșeli care, după câte îmi dai o seama, cred că numai tineretul le face. Ați ajuns exact. De ce credeți că fac tinerii atât de multe greșeli? Pentru că, cum să spun eu, eu a te da mare, a te... cine sunt eu, a face eu, a... ca mine nu face nimeni. Cum ar trebui să vină unul la asta? Să vină echipați, fără unghii făcute, fără, din cauza părinților. Că părinții le dau cap și vă dați seama că vine cum vor ei. Ați înțeles? Să uită pe internet mult și ei nu mai are gândul la carte, are gândul ce scrie acolo. Și cu toate testurile de examene, de toate ale, le găsește pe internet. Nu e bun internet. N-a făcut treabă cu internet. Ce? Noi când eram la școală, noi învățam pe boabe. Ne lua
Era mai eficient așa? Da. Ce ar trebui să facem cu internetul ăsta, doar? Ar trebui scoase unii din propozițiile astea care sunt băgate în internetul. Dar tineretul în ziua de azi nu merge la câmp. De ce, doamnă, nu credeți că... Ce s-a schimbat? De ce nu mai merge tineretul? Turăși.